Doamnelor și domnilor, Marcel Spătaru este gazda voastră la Erudit Cafe. Stimați telespectatori, cum credeți? Ce salată vom obține dacă vom pune în aceeași oală efortul intelectual, riscul de a greși, unitatea în echipă, dorința de victorie, intuiția și tensiunea jocului? Toți tinerii din spatele meu știu răspunsul, pentru că el este Erudit Cafe. Astăzi vă invit să urmăriți alături de noi finala primului sezon din anul 2009, în care s-au calificat 4 echipe. Iată două dintre ele care deschid jocurile în această seară. Este vorba de echipa Jazzy, în următoarea componență: Anastasia Coda, Stella Ienachi, Lina Călugăriței, Doina Leca, Alina Kazakevici și capitanul echipei, Irina Breahnă. Adversarii lor sunt cei din echipa Mix: Vera Țurcanu, Sergiu Chirică, Cristian Căpățină, Margarita Cotenco, Nathan Garștea și capitanul echipei, Sandu Coica. 0-0, runda 1. Indiciul 1. Din latină, acest cuvânt se traduce ca scos din obrăznicie. Indiciul 2. Antonimele acestui cuvânt publicate în dicționarul de antonime sunt ignorant, mărginit, redus. Indiciul 3. Sinonimul acestui cuvânt publicat în dicționarul de sinonime este învățat. Echipa Jazzy? Noi vom răspunde la această întrebare... Prin cine? Prin echipei, Irina Breahnă. Da. Da. Voi răspunde eu la această întrebare și noi credem că este erudit. Rud! Această rădăcină s-a păstrat și în limba engleză, acolo unde cuvântul rude înseamnă obraznic sau grosolan. Într-adevăr, este un cuvânt de origine latină, iar erudit însemna scos din obraznicie. Sinonimul cuvântului erudit este învățat. Ambele echipe au avut această versiune, însă reacția a fost mai bună la echipa Jazzy. 1-0. Tema a doua, indiciul 1. Numele meu a intrat în istorie la 14 iunie 1985, când pe vasul Princess Marie Astrid, 5 state au semnat un tratat de cooperare. 5 state. Indiciul 2. Deși am o populație de doar 500 de locuitori, numele meu va răspunde echipa Mix, fără ca să asculte acest indiciu până la capăt. Vă reamintesc că dacă greșiți, încă un indiciu va fi citit pentru echipa Jazzy. Cine răspunde? Da, deși are o populație doar de 500 de locuitori, numele ei cred că o să ne-o spună Nathan Garștea. Nathan Garștea? Da, eu cred că este vorba despre insulele Maldive sau Falklande. Și de ce ar fi cunoscute aceste insule? Deci, dacă nu mă înșel, în prima jumătate a anilor 80, nu țin exact anul, au fost un conflict armat între Marea Britanie și Argentina pentru controlul asupra acestor insule. Într-adevăr, însă, acel acord era semnat de alte state. Indiciul până la capăt pentru Jazzy și încă un indiciu. Cum spuneam, am o populație de doar 500 de locuitori, dar numele meu este cunoscut la mai mult de jumătate din
populația Republicii Moldova. Iar, de fapt, sunt o mică localitate viniculă dintr-un mic stat european. Indiciul 4 pentru ambele echipe. Astăzi, numele meu este atribuit unui spațiu care acoperă o mare parte a continentului. Vă răspunde echipa Mix? Vă răspunde echipa Mix? Cine răspunde? Ați apăsat deja pe buton. Cine răspunde? Da. Ok, sper că de data asta să avem dreptate. O să răspundă Margarita Cotenco. Pentru că este vorba despre un spațiu foarte mare, adică majoritatea continentului, am să răspund că este vorba Schengen, chiar dacă poate... Germania, Franța, Belgia, Olanda și Luxemburg lângă sătucul Schengen. Din Luxemburg au semnat celebrul acord Schengen. Spațiul Schengen desemnează astăzi toate statele în care cetățenii europeni pot călători liber fără a avea nevoie de vize. Noi, moldovenii, ne deschidem o viză pentru întreg spațiul Schengen. O mare parte din populația Republicii Moldova a vizitat acest spațiu sau chiar se află acolo. 1-1. Tema a treia. Denumirea veche a capitalei acestei țări se traduce din limba latină ca murdărie. Indiciul 2. În timpul celui de-al doilea război mondial, 51% din submarinele acestui stat au fost scufundate de englezi și americani, iar 34% de francezi. Va răspunde echipa Jazzy? Eu cunoșteam așa o ipoteză, dar nu sunt sigur că era vorba de latină, că denumirea capitalei Germaniei, anume Berlin, nu ar veni de la urs, dar de la faptul că era mult noroi pe acolo și de asta se numea Berlin. Voi comenta mai târziu acest răspuns al echipei Jazzy, încă un indiciu pentru Mix. Președintele acestei țări a asistat alături de președintele american Ronald Reagan la prezentarea oficială a reconstruitei Statui a Libertății în 1986. A apăsat pe buton echipa Mix. Cine va răspunde? Cred că o să încerci să dea un răspuns corect, Nathan. Nathan. Garștea va răspunde. Da, toți cunoaștem că Statuia Libertății a fost dăruită Statelor Unite ale Americii de către Republica Franceză. De ce vom presupune că la inaugurarea statuii reconstruite a stat de asemenea președintele Franței? Nu vă deranjează faptul că 34% din submarine, din submarinele Franței, cum spuneți voi, au fost scufundate în cel de-al doilea război mondial de francezi? Deci, da, Franța era ocupată de Germania, acolo era guvernul Vichy, deci eu presupun că armata lui Charles de Gaulle, da, armata franceză de eliberare, putea să scufunde o parte din submarinele care supuneau guvernul nazist. 2-1 pentru echipa Mix, într-adevăr. Capitala veche, de fapt aceeași capitală, Parisul, se numea cândva Lutetia, ceea ce în traducere din latină înseamnă murdărie. Și toate celelalte indicii au fost explicate de echipa Mix. Tema a patra, indiciul întâi. Spre deosebire de alte țări, în Guatemala, eu sunt folosit doar ca înălbitor. Indiciul 2. Nigerienii consideră că eu sunt bântuit de spirite rele. Va răspunde echipa Mix? O să răspundă la Tangașca. Deci versiunea, da, la care am fost selectat de capitan, e petrolul. Am înțeles. Următorul indiciu pentru echipa Jazzy. În magazinele din Moldova mă puteți găsi și în calitate de produs avicol.
unde el? Nu, nu mai. În magazin. Indiciul 4 pentru ambele echipe. În China antică se considera că eu sunt un excrement al animalelor. Echipa Jazzy? Cine răspunde? Cine răspunde? Răspunde eu. Irina? Da, și o să încerc să explic. Noi considerăm că este laptele și dacă o să ne replicați că nu este un produs avicol, totuși în unele magazine din Chișinău se vinde laptele de pasăre. În Guatemala, ca și în Nigeria, se consideră că laptele este bântuit de spirite rele, de aceea el este folosit doar ca înălbitor, lumea nu îl bea. Și într-adevăr, în magazine se vinde laptele de pasăre. Cândva oamenii considerau că laptele este un excrement al animalelor. În China, cel puțin. 2-2, echipa Jazzy egalează. Tema 5, indiciul 1. La democrații din Africa de Sud, eu simbolizez egalitatea dintre rase. A apăsat echipa mix, a riscat după primul indiciu. Deci să vedem care este simbolul egalității dintre rase în Africa de Sud, după părerea echipei mix. Cine? Cu riscul ca spectatorii să-și creeze impresia că azi din echipa mix joacă doar două persoane, îi dau cuvântul Margaritei. A fost versiunea ei de asta, nu? Exact. Exact. Rita? Da, mersi. Nu știu cum democrația din Africa de Sud, dar cel puțin Consiliul Europei consideră că este pinguinul care trăiește și în Africa de Sud. Și atât eu am ceas unde pinguinul este alb și negru și egalitatea dintre rase este exprimată prin el. De ce anume prin pinguin? Nu prea știu. Pentru că este alb și negru. Următorul indiciu pentru echipa Jazzy. Mă puteți găsi în orice manual de reguli de circulație. Africa de Sud, totuși, cine răspunde? Vă răspunde Alina Kazakevich. Alina? Deci, noi considerăm că răspunsul corect este zebra. Da, îmi pare rău că Consiliul Europei a indus în eroare echipa mix. Asta e. Zebra este considerată de către democrații în Africa de Sud drept simbolul egalității dintre rase, pentru că ea are dungi albe și dungi negre. Răspunsul este evident pentru telespectatori. Cred? 3-2 pentru echipa Jazzy. Pentru prima dată am ieșit pe scenă în 1977 la școala din satul Nișcani, raionul Călăraș. Indiciul 2. În copilărie visam să devin scamator. Va răspunde echipa mix? Cine va răspunde? O să răspunde Vera Țurcanu. Vera? Deși trebuie să recunosc că a fost versiunea lui Nathan în primul rând, dar am să o spun eu, este Pavel Stratan. Într-adevăr, Pavel Stratan în copilărie nu și-a dorit să devină muzician cântăreț. El își dorea să fie scamator, să facă tot felul de scamatorii în fața publicului și chiar a reușit acest lucru. Cândva de mult. Acum însă el împreună cu fiica lui, Cleopatra, este unul dintre cei mai de succes cântăreți din Moldova. Într-adevăr, Pavel Stratan. 3-3. Următoarea temă poate deveni decisivă dacă una dintre echipe dă răspunsul corect. În secolul 20, eu am avut loc de 5 ori în Irlanda de Nord. Indiciul 2. Evenimente similare au avut loc în Bosnia și Herțegovina, Cipru, Croația. Va răspunde echipa Jazzy? Cine răspunde? Va răspunde Anastasia Coda. Anastasia? Riscăm să presupunem că este Eurovision. Aplauze în sală. Nu prea cunoaște lumea Eurovisionul, din păcate. În fine, deci cum spuneam, evenimente similare au avut loc în Bosnia și Herțegovina, Cipru, Croația, Kosovo și Slovenia. Era indiciu 2 până la capăt și încă un indiciu pentru mix. În Spania, din cauza mea,
au murit un număr de oameni similar cu populația orașului Chișinău. Următorul indiciu pentru ambele echipe. În Rusia sovietică am durat 4 ani. A apăsat pe buton echipa Jazzy. Cine va răspunde? Vă răspunde din nou eu și riscăm din nou să presupunem că este vorba despre război civil. Într-adevăr, de data asta este răspunsul corect. Războiul civil din Rusia sovietică, dacă mă lăsați să vă spun până la urmă, a durat 4 ani, într-adevăr, și au opus Armata Roșie Armatei Albe. În Irlanda de Nord se știe că protestanții au purtat multe războaie cu catolicii. Războaiele civile din Balcani sunt cunoscute pentru daunele pe care le-au adus la sfârșitul secolului 20, iar războiul civil din Spania, dinaintea celui de-al doilea război mondial, a rămas în istorie și datorită influenței sale asupra artei, în speță asupra lui Pablo Picasso. 4-3, asta înseamnă că în finala serii și implicit în finala sezonului o vom vedea pe echipa Jazzy. Iar acum luăm o pauză muzicală împreună cu Mariana Șura, care va interpreta piesa De ziua ta. Muzică și text, Alexandru Vdovicenco. Privești în calendar și înțelegi acum că a trecut un an, pornești din nou la drum. Prietenii fidei, nu uita această zi. Prietenii iubiți, alătura vor fi. Odată-n-am, îți bate iară geam. Odată-n-am, ea te cuprinde strâns. E sărbătoarea ta, ce mult o așteptam. Fantastic este tot, e totul ca în vis. E ziua ta. Așa-i de sărbător, e taină și mister. Se va prinde o stea, este steluța ta. Ea-ți va sclipi cu drag, calea-ți va lumina. Odată n-am, îți bate ea la geam. Odată n-am, ea te cuprinde strâns. E sărbătoarea ta, ce mult o așteptam. Fantastic este tot, e totul ca în vis. E ziua ta. Iată și celelalte două echipe care intră în luptă pentru titlul de cea mai bună echipă a primului sezon la Erudit Cafe. Turnul alb, în următoarea componență, Olga Ghincul, Maxim Cumpănici, Vitalie Surugiu, Sergiu Luca, Oleg Bârlădeanu și capitanul echipei, Sergiu Calmâc. Adversarii lor sunt cei din echipa Lareme. Andrei Lutenco,
Victor Lutenco, Teodor Bârsa, Victor Drăguțan, Andrei Panici și capitanul echipei Ion Dodi. Scorul este 0-0, tema 1, indice 1. Așa se numea la începuturi palatul în care locuia conducătorul Egiptului. Indiciul 2. Din egipteana veche, acest cuvânt se traduce ca casă măreață. Răspunde echipa Turnul Alb? Riscăm să răspundem sarcofag. Sarcofag. Așa l-a început să numea clădirea în care locuia conducătorul Egiptului și mai târziu, propriu zis, sarcofagul. Am înțeles. Încă un indiciu pentru echipa Lareme. Rămășițe ale acestor case mărețe mai pot fi văzute și astăzi în muzee. Dar se spune că aceste rămășițe sunt blestemate și aduc nefericire celor care le ating. Va încerca să răspundă echipa la Reme? O să răspund eu. Probabil că este vorba despre mumie. Încă un indiciu pentru Turnul Alb. Cu acest cuvânt erau desemnați feciorii zeului soarelui. Nu, iau ceva. Casă, măreție. Următorul indiciu pentru ambele echipe, dar nu are nevoie de acest indiciu echipa la Reme. Vă răspunde de data asta Andrei Panici. Andrei Panici? Faraon. Într-adevăr, la început, Faraon se numea casa în care locuia, propriu zis, conducătorul Egiptului, iar mai târziu, așa, au început să-l numească și pe conducătorul, de fapt, adică Faraon. Din egiptean, acest cuvânt se traduce ca și casă măreață. 1-0 pentru Larene. Tema a doua, indiciu 1. Verbul derivat de la acest substantiv, și voi o să trebuiască să-mi spuneți substantivul, înseamnă a paște rupând vârful crengilor, a ronțăi, a crânțăni, a răsfoi. Da. Are o versiune echipa la Reme? Jumătate din echipa a spus da, gata, s-au terminat discuțiile, Victor, Lutencu, te rog. O să încerc să răspund iarăși eu. Animalul care paște în vârful copacilor este girafa, deci substantivul ar putea să fie giraf. Și care, cam care ar fi verbul de la substantivul girafa? A girafa. A girafui. A gira... A gira. A gira. N-ai enunțat limba în care... A, de fapt, da. Încă un indiciu pentru echipa Turnul Alb. Conform dicționarului explicativ, eu servesc la respirație, la transpirație și la asimilație. Următorul indiciu pentru ambele echipe. Eu sunt și numele unei localități din raionul Ocnița, dar și numele unui fotbalist din Naționala de Fotbal a Moldovei. Vă răspunde echipa Turnul Alb? Cuvânt este oferă lui Oleg Brlădean. Foarte solemn, Oleg. Indiciile date ne-au înfilipat răspunsul frunză. A frunzări înseamnă a paște rupând vârful crengilor, a ronțăi, a crânțăni sau a răspui. Într-adevăr, frunza servește copacilor pentru respirație și Viorel Frunză este atacantul Naționalei Moldovei. Bine, ar fi având el probleme în ultimul timp cu Naționala, dar acesta este un subiect de discuție aparte. Tema următoare, 1-1. Indiciul 1. În anul 1527, în Franța, a apărut următoarea descriere. Sute de oameni au văzut-o. Era lungă și părea însângerată. Exact.
Indiciul 2. În evul mediu, savanții credeau că eu sunt fierbinte, deși în realitate numele meu poate îl va spune echipa turnul alt, pentru că a apăsat pe buton cine? Voi răspunde eu. Versiunea echipei turnul alb este cometă. În evul mediu, savanții credeau că cometa este fierbinte. Într-adevăr, în realitate ea este un corp ceresc rece, culoarea roșie. Iar fi făcut pe francez să creadă că ea este însângerată. Ați mai fi aflat din următoarele indicii că numele de cometă provine din limba latină, acolo unde însemna flocoasă, și ar fi poate mai corect să spunem că cometa are păr decât coadă, așa cum spunem noi de obicei. 2-1 pentru turnul alb. Tema 4. În secolul 20 am fost în gura lumii cu două ocazii. La o distanță de 70 de ani. Prima dată cu ocazia războiului, a doua oară cu ocazia păcii. A apăsat deja pe buton echipa la Reme. Cine răspunde? A să răspundă iarăși Andrei Panici. Andrei, este cam dificil indiciul, să vedem dacă ați găsit răspunsul. Dacă nu greșesc, Pierre de Coubertin considera că olimpiezele trebuie să fie simbol a păcii. Jocurile olimpice. Jocurile olimpice, corect. Da, da. Trebuie să fie simbol a păcii. Nu greșești până la și, acest moment. Sarajevo a născut un război și aproximativ 70 de ani mai târziu a găzduit o olimpiadă de iarnă. Deci aproximativ 70 de ani mai târziu. Deci când a avut loc evenimentul de care, primul eveniment de care vorbești, concret anul? Când? Dacă nu greșesc, în 1914, nu? 1914 și 70 de ani mai târziu? 1984. În 1984 la Sarajevo au avut loc Jocurile Olimpice de iarnă. Într-adevăr, Sarajevo a fost locul unde a fost asasinat arhiducele Francisc Ferdinand al Austriei, care a servit drept pretext pentru începutul primului război mondial, iar cu 70 de ani mai târziu, în același oraș, au avut loc Jocurile Olimpice de iarnă. Apropo, stema orașului Sarajevo reprezintă o fortăreață turcească și de acolo și provine denumirea de Sarajevo, de la cuvântul turcesc sarai, care înseamnă fortăreață sau castel, 2-2. Tema a cincea, indiciul întâi. O glumă de 1 aprilie anunță descoperirea unui nou element chimic, care conține un neutron principal, 8 neutroni secunzi, 10 înlocuitori de neutroni, 35. Turnul alb, știi această glumă? Dacă să analizăm descrierea menționată de dumneavoastră, e o sistemă asemănătoare cu un sistem birocratic, poate birocratiu. 10 înlocuitori de neutroni, 35 de vice-neutroni și 256 de înlocuitori de vice-neutroni. Noul element a fost numit birocrat. Într-adevăr, echipa turnul alb are dreptate. Nu m-am așteptat că veți răspunde chiar după primul indiciu. 3-2 pentru turnul alb. Din dicționarul explicativ, aflați că eu nu am spătar. Indiciul 2. Deși totuși în timpul suzeranității Imperiului Otoman asupra țărilor românești, eu aveam spătar. Va răspunde echipa turnul alb deja. Presupunem că este scaun. Scaunul este răspunsul. Echipa turnul alb, nu înțeleg de ce scaunul n-ar avea spătar. Încă un indiciu pentru la Reme. Așa se numeau și culegerile postume de versuri aparținând poeților orientali. Următorul indiciu pentru ambele echipe. Eu mai sunt sau gâlceava înțeleptului cu lumea. Turnul alb a apăsat pe buton. Va încerca să-și corecteze greșeala Oleg Burlădeanu. Oleg Burlădeanu? Credem că este divan. Într-adevăr, divanul este o canapea fără spătar pe care se poate ședea sau dormi.
Consiliul cu atribuții politice administrative în timpul Imperiului, suzeranității Imperiului Otoman se numea divan, iar spătarul era o funcție în acel divan. Culegerile poeților orientali se numesc divane. Și prima lucrare filozofică scrisă de Dmitrie Cantemir și tipărită la Iași în 1698 se numea Divanul sau Gâlceava Înțeleptului cu Lumea sau Județul Sufletului cu Trupul. 4-2, turnul alt se califică în finala sezonului. Noi mai luăm încă o pauză muzicală împreună cu Mariana Șura, care va interpreta piesa Bună seara, gospodari, muzică populară. Bună seara, gospodari mari, la cei mici, la cei mari, mari. Bună seara, gospodari mari, la cei mici, la cei mari, mari. Am venit cu cântecul, șalalalai, șalalalai, să vă alin sufletul meu. Dacă am venit cu inima, șalalalai, șalalalai, să vă alin în viața mai. Căci așa-i la sărbători, măi, vin frații pe la surori, măi. Căci așa-i la sărbători, măi, da, vin frații pe la surori, măi. Să facă căsuța lor, șalalalai, șalalalai, pe care mi-a fost mult dor, măi. Dar să-i vadă de sănătate, șalalalai, șalalalai, că-i mai scumpă decât toate. Calificat în finala finalei. Echipa Turnul Alb, în următoarea componență, Olga Ghincul, Maxim Cumpănici, Vitalie Surugiu, Sergiu Luca, Oleg Bârlădeanu și capitanul echipei, Sergiu Calmâc. Adversarii, sau mai bine zis, adversarele lor sunt fetele din echipa Jazzy, Anastasia Coda, Stella Enachi, Lina Acăluberiței, Doina Leca, Alina Kazakevici și capitanul echipei, Irina Breatnă. Tema întâi din runda finală, indiciul întâi. Se crede că m-am dezvoltat în Italia atunci când, din cauza invaziei Imperiului Bizantin de către turci,
un mare număr de învățați greci s-au refugiat în peninsula Apenină, aducând cu ei manuscrise în limba lor de origine. Indiciul 2. Primul reprezentant al meu, încă în antichitate, este considerat Protagoras, un filozof antic grec care a spus că omul este măsura tuturor lucrurilor. Turnul alb. Vom răspunde umanismul. Umanismul. Într-adevăr, umanismul s-a manifestat în Italia prin întoarcerea la valorile culturii grecești antice și umanismul este curentul filozofic, mișcarea care pune omul în centrul universului. Omul ca fiind măsura tuturor lucrurilor, așa cum spunea Protagoras. 1-0 pentru turnul alb. Indiciul 1, tema a doua. Eu am fost protagonistul unui mare eveniment cu participarea lui Vasco da Gama. Indiciul 2. Acel eveniment purta numărul de ordine 1000. Indiciul 3. Pseudonimul meu este de fapt numele zeiței focului din Hawaii. Următorul indiciu. Sunt considerat rege. Și ultimul indiciu, numele meu adevărat este Edson Arantes do Nascimento. A apăsat pe buton echipa Jazzy. Cine răspunde, după 5 indicii, cine răspunde, Irina? O să răspundă Stella Enache, pentru că a fost versiunea oferită de ea. Deci, Stella? Deci, luând în considerație că eu sunt unica blondă din echipă, nu să răspunde Pele. Acel eveniment era golul cu numărul 100 în cariera lui Pele, regele fotbalului. Iar Vasco da Gama era echipa în care juca el în acel meci. Pele este zeița focului din Hawaii. 1-1, tema 3. Indiciul 1. În una dintre cele mai cunoscute reprezentări, sunt o femeie parțial dezgolită cu un steag în mână. Cine va răspunde din echipa Jazzy, care a apăsat pe buton deja? Răspunde eu. O femeie parțial dezgolită mi-aduce aminte de tabloul lui Delacroix, care se numea Libertatea ghidând poporul. Vă răspunde Libertatea. Libertatea pe baricade, într-adevăr, de Eugène Delacroix. Despre Libertate ați mai fi aflat că în cinstea ei a fost numit un stat african, adică Liberia. Și ați mai fi aflat părerea lui Abraham Lincoln, care spunea că lupul și oaia înțeleg libertatea în mod diferit, de aici și toate problemele umanității. 2-1 pentru Jazzy. Tema 4, indiciul 1. Când m-am născut, moașa a crezut că eram mort, așa că m-a lăsat pe masă, în așteptarea cuiva care să mă îngroape. Însă unchiul mi-a salvat viața în mod accidental. Indiciul 2. Numele meu de botez era compus din 23 de cuvinte. Va răspunde echipa Turnul Alb? Riscam din partea noastră, dar posibil este vorba despre Pablo Picasso. De ce ar fi Pablo Picasso? Unicul indiciu care m-a dus la acest răspuns este faptul că Pablo Picasso avea un nume foarte lung. Îl știi cumva?
finisează Pablo Picasso. Nu se finisează Pablo Picasso. El sună cam așa. Pablo Diego José Francisco de Paulo Juan Nepomuceno Maria de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Martir Patricio Quito Ruiz y Picasso. Într-adevăr, acesta este numele complet al lui Picasso. Data viitoare, mă rog și ți-l scriu pe foiță. 2-2. Primul cuvânt pe care l-a pronunțat Pablo Picasso, apropo, este cuvântul PIS, prescurtarea de la lapis, creion în spaniolă. 2-2. Indiciul întâi. Un proverb arab spune că dacă vrei să furi un minaret, trebuie mai întâi să pregătești acest loc. Indiciul 2. Conform statisticii, în acest loc, țăranii ascundeau o mare parte a averii în timpul naționalizării forțate. Indiciul 3. În popor se spune că în acest loc, eliberarea unor lichide nu este salutabilă, răspunsul echipei Turnul Alb. Care este răspunsul echipei Turnul Alb? Echipa Turnul Alb consideră că eliberarea unor lichide nu este salutabilă. Nu este salutabilă în beci. În beci. Nu știu nicio înțelepciune populară care să spună că eliberarea lichidelor nu este salutabilă în beci. Dimpotrivă, cred că poporul consideră altfel. Încă un indiciu pentru echipa Jazzy, care probabil deja intuiește răspunsul. Dar să vă spun și celălalt indiciu. Tot în popor se spune că dacă aduci lichide în acest loc, înseamnă că faci ceva zadarnic și inutil. Deci, într-adevăr, noi ne-am dat seama după prima înțelepciune populară. Răspunde Irina, vrea, da. Să ajutăm telespectatorii. Și prima înțelepciune populară spune ceva de genul că nu trebuie să scuipi în fântâna din care ai băut. Deci fântâna. Iar a doua înțelepciune populară este că dacă care apă la moară, înseamnă că faci un lucru neprasnic, zadarnic sau inutil. Haideți să vă explic și chestia cu minaretele. Așa cum știți, minaretele sunt niște edificii foarte înalte. Și normal, dacă vrei să furi un minaret, trebuie să ai unde să-l ascunzi. Respectiv, trebuie să pregătești fântâna pentru minaret, așa spun arabii. Și conform statisticii, oamenii țăranii din sate care erau supuși naționalizării aruncau bunurile de valoare, de preț, banii în fântâni. 3-2 pentru echipa Jazzy. Tema 6. Acest cuvânt a fost inventat de savantul olandez Jan van Helmont, care a stabilit că aerul este compus dintr-un amestec de substanțe. Indiciul 2. Nu va fi citit pentru că echipa Turnul Alb are un răspuns. Cine? Vă răspunde Sergiu Luca. Sergiu? Considerăm că este oxigen. Oxigen. Oxigen este de fapt un cuvânt de origine greacă. Indiciul 2. Ha, ca să vedeți. La baza noului termen despre care vorbim în această temă, stătea tot un cuvânt grecesc, care desemna la începuturi furtunile maritime, ce amestecau apa și aerul, distrugeau corăbile și inundau localitățile de pe malul mării. Următorul indiciu pentru ambele echipe. Cuvântul grecesc despre care vorbeam în indiciul precedent este haos. Va răspunde echipa Jazzy? Cine răspunde? Voi asuma eu riscul. Și în cazul în care răspuns corect, și premiul? Neapărat. Ok. Sper foarte mult să nu am acum un lapsus, dar din câte mi-aduc eu aminte, cuvântul grecesc haos a dat în limbile latine și nu doar aer. Aer. Nu. Cuvântul aer a fost inventat de savantul olandez Jan van Helmont. Încă un indiciu pentru echipa Turnul Alb. Ceea ce este desemnat prin termenul inventat de Jan van Helmont este pretutindeni în jurul nostru. La haos, pretutindeni în spațiul nostru. A apăsat pe buton
Sergiu Calmâc, capitanul echipei turnual, cine răspunde? Vă răspunde din nou Luca, Sergiu. Sergiu? Considerăm că este Eter. Și încă o dată? Eter. Eter. Și ultimul indiciu doar pentru Jazzy. La începutul acestui an am stat în gura întregii Europe. Și totul din cauza Rusiei și a Ucrainei. Cine vă răspunde? Rectific greșeala, de fapt am avut lapsusul de care vorbeam, nu este aer, este gaz. Într-adevăr, gazul, cuvântul gaz a fost inventat de olandezul Jan van Helmont pe baza cuvântului grecesc haos, cu care seamănă, și cuvântul haos la început desemna furtunile, asta ați aflat? Răspunsul acesta aduce victoria echipei Jazzy. Cine ar fi crezut că această echipă de fete va reuși să câștige primul sezon în clubul Erudit Cafe? Ele spun că ele au crezut. Eu vreau să le felicit încă o dată. Iată numele câștigătoarelor. Vă rog să le aplaudați. Anastasia Coda, Stella Enachi, Lina Călugăriței, Doina Leca, Kazakevici Alina și capitanul echipei Irina Breahnă, care va primi acest premiu din partea clubului Erudit Cafe, este Enciclopedia de Filozofie și Științe Umane. Sunt sigur că Irina cunoaște o bună parte din această enciclopedie, dar ea îi poate fi utilă pentru completarea cunoștințelor. Vă felicit! Apropo, echipa adversară a răspuns la întrebarea cu umanismul, de aceea cred că este primul capitol din această enciclopedie pe care îl veți citi. Vă felicit, stimați telespectatori! A fost un sezon frumos, acest prim sezon al anului 2009. Eu vă dau întâlnire săptămâna viitoare cu cel de-al doilea sezon. Rămâneți cu bine, cu Moldova 1.